Bună dimineața! În această dimineață îl avem alături de noi pe președintele Uniunii Județene, Confederația Națională CNSLR Frăția, domnul Petre Toma. Îți mulțumim tare mult că ai dat curs invitației. Aș vrea să avem o discuție privind situația angajaților din această perioadă. Mai exact, cu ce se confruntă ei sau mai ales cu ce se confruntă angajații din prima linie? Ce anume ați discutat cu ei și cum vedeți voi lucrurile? Bună dimineața și mulțumesc de invitație. În același timp salutăm și telespectatorii dumneavoastră și pe toți cei care urmăresc această emisiune. Da, reprezint în Arad cea mai mare confederație sindicală din România, CNSLR Frăția, și în urma acestei invitații vom prezenta câteva situații în care se găsesc salariații din România, inclusiv membrii de sindicat. Deci, toată lumea știe că de peste 2 luni de zile în România există această problemă medicală, această boală numită COVID-19. Foarte mulți, enorm de mulți salariați din România sunt expuși zilnic, datorită activității prestate la locurile de muncă, la infectarea cu acest virus. Pardon. O problemă delicată din punctul nostru de vedere este că societățile, organizațiile nu au capacitatea financiară sau nu au dorința necesară de a asigura tuturor salariaților materialele necesare pentru protecția sănătății. În acest sens, foarte mulți salariați sunt expuși, sau mai precis să folosim fraze mai mari, sunt trimiși la luptă fără arme și fără gloanțe. De aceea s-a ajuns în situația în care foarte mulți salariați din prima linie, cum toată lumea vorbește, inclusiv angajații din alimentări, inclusiv angajații din salubritate, inclusiv orice alt angajat care merge la serviciu este supus acestui risc de a se infecta cu acest virus. Mai mult decât atâta, cea mai gravă problemă care există la ora actuală în România din punctul nostru de vedere este faptul că salariații care s-au îmbolnăvit la locul de muncă prin prestarea activității, beneficiază doar de prevederi legale referitoare la o boală obișnuită, adică sunt plătiți pe perioada concediului medical doar cu 75% din salariu, ceea ce considerăm că nu este corect și nu este nici moral, nu este nici normal. Așa este. Din păcate, am văzut multe situații asemănătoare, am văzut și alte situații și în afara țării. Întrebarea mea ar fi, ați făcut vreun demers privind această situație? Acum să discutăm puțin despre, cum ai spus, dacă cumva există persoane din prima linie în cazul în care sunt îmbolnăvite la locul de muncă, cumva să fie protejate, ocrotite sau nu, și după aceea eventual să discutăm și de situația lor financiară, cum se descurcă foarte mulți dintre ei, fiindcă am văzut și în Anglia, s-a făcut un reportaj pe New York, nu, pe unul din site-urile lor de acolo din Anglia, în care spuneau că tinerii care sunt proaspăt absolvenți, acum, din păcate, efectiv nu o să mai aibă nici locuri de muncă. Dar până să ajungem la a dezvolta acest subiect, m-ar interesa să-mi spui ce anume ați putut să faceți ceva, ați încercat să discutați cu cineva să ajute persoanele din prima linie care se confruntă cu o asemenea nedreptate, putem spune, până la urmă. Da, este o nedreptate, din păcate, legislativă, adică nimeni nu s-a gândit să modifice legea în acest sens. Noi, CNSLR Frăția, am făcut toate demersurile necesare, inclusiv cu ajutorul sau împreună cu colegii de la Sanitas din Arad, cu Confederația, cu Federația Sanitas din România, cu Federația Angajaților din alte domenii din prima linie, poliție, jandarmerie, chiar cu Federația Columna, Federația noastră care se ocupă de asistenții sociali sau de angajații din domeniul asistenței sociale, și am contactat la nivel de Arad câțiva parlamentari de Arad, și anume pe deputatul Dorel Căprar și pe deputatul Todor Adrian, și totodată am contactat reprezentanții ai organizației politice Partidul Puterii Umaniste din România, pe care i-am rugat să ne sprijine în întocmirea unui
proiect de lege de modificare a legislației în sensul în care această boală, această infecție să fie considerată boală profesională și măcar atâta să obțină salariații afectați de acea plată de 100% a salariului în perioada concediului medical. Am găsit deschidere și am găsit sprijin și ajutor la cei doi deputați, Dorel Căprar și Todor Adrian, și totodată și la reprezentanții Partidului Puterii Umaniste din România, cărora pe această cale vreau să le mulțumesc și sperăm ca împreună sau cu ajutorul dumnealor să se transforme într-un proiect de lege, într-o modificare în acest sens, încât salariații măcar să beneficieze de plata în totalitate a salariului. Da, ne bucurăm că au dat, că au dat curs și că vor fi alături de acest proiect. Cu siguranță se va finaliza într-un fel. Din câte știu, am discutat și eu cu o parte dintre persoanele pe care le-ai enunțat. Și în cel mai scurt timp posibil, într-adevăr, să facem un proiect de lege, trebuie exact să găsim exact pașii și, mă rog, știu ei pașii, să vedem exact ce anume să se regăsească și ce anume să transmite dumneavoastră și împreună cu toată Confederația ce ați vrea să se schimbe privind legislația actuală. Este o nedreptate, pentru că, după cum am și discutat, medicii, casierele, poate persoanele, cum ai menționat, pot să se îmbolnăvească la locul de muncă fără să vrea, pur și simplu își văd de treburile lor, dar în sfârșit, să sperăm într-un final că în termen foarte scurt lucrurile acestea se vor rezolva. Vreau să-mi spui încă o chestie. Cum crezi tu că au fost afectate veniturile arădenilor mai ales? Pentru că, din câte am înțeles, foarte mulți sunt într-adevăr în șomaj tehnic, poate unii dintre ei nici măcar nu și-au primit acel șomaj tehnic. Cum crezi că se descurcă? Adică ați avut ceva sesizări la voi, la Confederație? Cum ați văzut și cum ați vizualizat această situație? Da, este clar și situația există. Foarte multe societăți au fost afectate de această pandemie infecțioasă declarată la nivel mondial și, bineînțeles, și la nivel de România. Foarte multe societăți au fost obligate să-și trimită angajații în șomaj tehnic, ceea ce înseamnă că ei beneficiază din nou de un venit diminuat corespunzător sau, mai precis, doar de 75% din salariul minim pe economie sau maxim, cum spune prevederea legală, din salariul mediu pe economie. Acest lucru a afectat foarte, foarte mulți, câteva sute de mii de oameni, cel puțin la nivel de Arad, dacă nu mai mult de atât, în sensul în care foarte multe societăți au fost nevoite să apeleze această măsură și să-și trimită oamenii în acel șomaj tehnic. Mai mult decât atâta, astăzi nu există nicio certitudine că după 15 mai lucrurile vor remeni la normalitate. Încă nu se știe nimic ce anume va face acest guvern al României pentru salariații care vor continua să-și desfășoare activitatea sau pentru cei care se vor reîntoarce la lucru. Încă nu se știe, sunt doar vorbe, sunt doar povești, iar acest lucru afectează, bineînțeles, familii întregi, că fiecare salariat sau aproape fiecare are la rândul lui o familie acasă pe care o întreține, copii, soții, părinți, care au veniturile diminuate foarte mult acum, iar lor le este foarte greu din punct de vedere financiar. Sper și solicit în același timp acestui guvern al României să ia toate măsurile necesare pentru ajutorarea și pentru protejarea acestei categorii sociale de muncitori care au fost afectați nu din vina lor, ci din vina unui virus care afectează toată planeta. Da, într-adevăr ai dreptate și cred că s-ar pune și problema că, uite, într-adevăr, dacă veniturile sunt afectate, părinții, ei după aceea cum își pot susține ulterior și copiii la școală? Pentru că am văzut, din păcate nu prea văd situații să fie toți copiii cu tablete, cu excepția municipiului Oradea. Am văzut că acolo au toți copiii tablete când vor merge la școli și, într-adevăr, cred că și sistemul educațional va avea foarte mult de suferit din cauza acestui virus. Colegii tăi din Confederație, cum privesc acest lucru? Ați reușit să vă întâlniți în această perioadă, să discutați? Sau cum ați
Cum ați vizualizat până acum? Adică ați încercat să discutați cu cineva, poate din străinătate, să vedeți cum au abordat ei lucrurile sau ceva similar? De întâlnit n-am putut să ne întâlnim pentru că nu ne permite legislația să ne întâlnim mai mult de 3 persoane. Dar ne-am întâlnit cu ghilimele de rigoare online și telefonic. În fiecare zi discutăm între noi la nivel județean, la nivel național, cu toți colegii care se află în situații respective și fiecare la rândul lui a făcut demersurile necesare pentru a-și ajuta colegii, pentru a ajuta membrii de sindicat. Este clar, sunt materiale în presă și pe televiziune prin care CNSE Frăția luptă pentru a proteja salariații prin toate federațiile și prin toate sindicatele pe care ei le au. Sunt clare materialele și rugămințile și solicitările făcute de Federația Columna referitoare la asistenții sociali din Direcția de Asistență Socială, care sunt arestați cu ghilimele de rigoare la locurile de muncă perioade de câte 14 zile, după care sunt din nou arestați cu ghilimele de rigoare acasă încă 14 zile. Și tot în același timp trebuie menționat că foarte mulți salariați din acest domeniu și din acest domeniu s-au infectat cu virusul respectiv prin munca prestată la locurile de muncă. Într-adevăr. Îmi povesteai înainte să începem să filmăm despre cum sunt situațiile, spre exemplu, și la cei din protecția consumatorului. Pentru că ei săraci încearcă să-și facă treaba, doar că ei nu sunt din sistemul privat, asta e categoric, ei sunt din sistemul bugetar. Cum ați putea să-i protejați pe cei din sistemul bugetar? Adică există un demers în acest sens? Sau doar încerc să-mi dau seama puțin cum am putea să rezolvăm această situație? Dacă am putea să fim util sau, din păcate, doar putem discuta și nu putem face mare parte, mare lucru? Pentru că am discutat, nu au combinezon, merg în inspecții într-un echipament neadecvat, se supun unui risc fenomenal, fantastic, toată lumea încearcă să contribuie, dar din păcate în intenția de a face o chestie bună se riscă și din păcate se poate ajunge într-o situație de impas, să spunem. Da, așa cum ai menționat și tu, sunt foarte mulți salariați care lucrează în sistemul bugetar, în toate domeniile posibile și care în fiecare zi se expun acestui risc de a se infecta. Nu am văzut încă nicio prevedere legală, ordonanță, lege la nivel național prin care să fie obligate instituțiile să le asigure echipamentul de protecție necesar. Doar, din presă și din realitatea prezentată de guvern, în acel domeniu sanitar și, eu știu acum, poliție și jandarmerie, li s-au asigurat câteva măști, eu știu, ceva combinezoane la cei din sistemul sanitar, dar în rest, celelalte instituții se descurcă cu ghilimele de rigoare, fiecare cum pot, ceea ce nu-i normal pentru că angajații respectivi, prin munca prestată pentru a ne ajuta pe noi ceilalți, da, inclusiv angajații de la Protecția Consumatorului, pe care vreau să-i felicit aici, se expun zilnic prin faptul că ei trebuie să facă controle în piețe, în instituțiile statului, în alimentări, pentru a ne proteja pe noi ceilalți, iar ei sunt expuși zilnic acestui virus, Doamne ferește să nu se-și îmbolnăvească sau să mai pățească alte lucruri. Într-adevăr, trebuie felicitați pentru că toată lumea depune un efort fantastic și, cum am spus, în intenția de a face o chestie bună, săracii ei sunt pe cale să fie cumva sacrificați. Crezi că se va schimba ceva după data de 15 mai, având în vedere că se vor ridica restricțiile și am înțeles că parțial unele situații se vor schimba, se vor redeschide și saloanele și câteva din restaurante, adică e clar că distanțarea socială trebuie să aibă cumva loc, dar nu știm oare. Crezi că se va respecta chestia asta și crezi că financiar oamenii poate își vor reveni cât de cât? Nu pot să spun că știu ce se va întâmpla, dar ce sunt sigur e că nu se vor întâmpla foarte multe lucruri bune. În principal, cea mai mare problemă existentă în România la ora actuală, din punctul meu de vedere, este faptul că nu se testează populația la un nivel de teste corespunzător zilnice, ceea ce duce la prelungirea acestui virus în România. Adică, dacă din 10 angajați care lucrează în risc, unul preia virusul fără să știe,
el sau colegii îl duce automat acasă, el e descoperit abia după o săptămână, între timp a mai infectat 20, care la rândul lor i-a contat cu alții fără să știe și mai infectează și ei 20. De aceea și acest lucru că în România apar zilnic sute de cazuri de infectați, deși de o aproape o lună de zile sau cel puțin de două săptămâni a trecut și Paștile, au trecut și toate sărbătorile, n-au mai intrat în România foarte mulți oameni care să aducă acest virus, el se propagă aici de la unul la altul pentru că nu există testare suficientă în România în așa fel să se descopere și să se ia măsurile corespunzătoare. Este cea mai mare greșeală din punctul meu de vedere și al nostru faptul că nu se testează. Ce va fi în viitor încă nu se știe. Au apărut în spațiu public câteva informații susținute de diferiți reprezentanți politici în țara asta, inclusiv de președintele, care vorbeau de niște măsuri limitative, foarte puține de relansarea economiei, ceea ce clar va conduce pe mai departe la probleme financiare pentru angajații din România. Da, într-adevăr. Rămâne de văzut și cu situația celor din domeniul artistic, să spunem cântăreți, și ei chiar sunt curioase săraci cum se vor descurca. Am văzut câteva reacții din partea lor. Crezi că ar fi, apropo de faptul că ai menționat cu testarea, crezi că ar fi ok? Nu știu dacă ai văzut ce s-a întâmplat în Israel. A fost într-o parte contestat, în altă parte cumva acceptat. Faptul că oamenii vor fi verificați printr-o aplicație, iar dacă cineva prezintă simptomele și se întâlnește cu mai multe persoane, oricum pe aplicație se va vedea cu cine s-a întâlnit și vor fi toți trași înspre carantină sau cumva atenționați că poți fi asimptomatic, ok, nu ai nimic, dar fii atent, mai bine te bagi în carantină ca să nu infectezi alte persoane. Crezi că acest stil ar putea duce la o schimbare de regim, să spunem, pentru că sunt foarte discutate aceste situații. Nu știu dacă îl știi pe Noah Harari, contemporan cu noi, un scriitor din Israel, și el chiar asta spunea, că e posibil să se schimbe și regimurile din cauza situațiilor asemănătoare de genul ăsta, adică protejezi populația cumva exagerat, dar din păcate, cum am spus, măsuri nu prea sunt și ei poate nici bani nu au. Educația va fi foarte, foarte afectată, sistemul sanitar, săracii doamnii doctori sunt foarte implicați, se luptă în prima linie. Cum crezi, cum vezi tu această... Am dat un exemplu, Israelul. În China e tot ceva asemănător, dar exemplu Israelul. Cum? Crezi că e o chestie bună să se întâmple ceva de genul ăsta în România sau nu? Sperăm că se vor face demersuri necesare încât să existe informația. Sunt ferm convins și nu mă ascund să nu spun că în România, clar, 90% din populație este monitorizată zilnic de diferitele sisteme de securitate pe care le avem în România. Vrei, nu vrei, cineva știe unde și când te deplasezi. Prin tot felul de aparate și tot felul de metode. Din păcate, nu s-au luat măsuri prompte și reale de a se bloca, de a se limita răspândirea acestui virus. De aceea spuneam că a testa doar când apar simptome este o greșeală, este târziu. Sunt cazuri, am prieteni, am cunoștințe care au fost afectați de această întârziere în testare. Exemplu foarte clar aici din Arad, angajații de la Centrul de Asistență Socială, de la Pecica, de la Sântana, din alte părți, care după o izolare, să nu mai spun arestare, la locul de muncă 14 zile, la finalizarea acelei izolări, când trebuiau să se reîntoarcă acasă, abia atunci au fost testați și abia atunci s-a descoperit că deja ei erau infectați. Dacă se testa mai rapid, se puteau lua măsurile corespunzătoare mai rapid. Sunt mulți, am alți colegi din alte domenii de activitate care involuntar au luat contact cu persoane infectate prin activitate desfășurată și fără să știe au dus virusul acasă, au dus virusul la colegi și au reîmbolnăvit, au retransmis virusul mai departe familiei sau altora, iar din nou această testare a venit foarte, foarte târziu, iar acum doar reparăm consecințele în loc să luăm măsuri de prevenire a răspândirii acestui virus. Sper ca guvernanții de la ora actuală din România să se trezească, să gândească realist pentru populație și pentru români.
Păi și crezi că se va putea repara dacă, spre exemplu, vom fi mai relaxați după data de 15 mai? Pentru că, cum am spus, noi oricum cazurile au fost în creștere, au fost în creștere în România și faptul că vom fi într-o situație mai relaxată, chiar sunt curioasă. Care e părerea ta? Crezi că ne vom reveni? Apropo de măsurile pe care ei le-au și de ceea ce ai expus tu acum? Sper că ne vom reveni. Îmi doresc acest lucru cum își dorește toată lumea. Dacă se iau măsurile necesare de protejarea salariații la locurile lor de muncă, de acel dezinfectant, de acele mânuși, de acele echipamente de protecție, nu pe banii salariaților și nu făcându-se bișniță, speculă cu aceste măști, ci punându-se la dispoziție de către angajator ca și material individual de protecție, da? Atunci riscurile îmbolnăvirii se vor diminua corespunzător, cei care sunt bolnavi vor fi tratați și lucrurile vor reveni la normal. Dacă se va merge în continuare pe o delăsare din asta sau pe o acțiune cu întârziere, atunci lucrurile vor continua să crească exponențial și să fie mai periculos decât este acum. Da, Doamne ajută, într-adevăr, cum ai spus, să fie toată lumea responsabilă și să acționeze în așa cum trebuie. Ori altfel riscăm să fim într-un impas și într-un colaps atât economic cât din toate punctele de vedere. Și nu cred că ne putem permite acest lucru. Mulțumim tare mult. Suntem onorați că a acceptat liderul Confederației. Mulțumesc și eu. Cel mai mare confederație din România să vină alături de noi astăzi. După cum bine știți, în fiecare joi noi ne întâlnim la Studio Arad la ora 10. Pe data viitoare! Thank you.